Astăzi avem reacție. Avem la Amuli și Rava Griselda Freestyle. Înainte de toate, nu uita să intri pe Twitch, clasic, intră. Nu o să stau să mă rog prea mult, intră, pentru că trebuie să intri, pentru că trebuie. Griselda Freestyle featuring DJ Sfera. Să-mi fie cu iertare, dar acest nume spune foarte multe. Griselda Freestyle. Griselda, pentru cine nu știe, este un, spune gang de artiști, precum Westside Gunn, Benny the Butcher, printre alții, care sunt foarte șmecheri. E un label. Da, dar este și un crew, că nu găseam cuvântul și am spus gang. E un crew numit Griselda. Wow! Băi. A, mă, că vreau să dau drumul la reacție, așa, o să opresc sunetul pe ăsta ca să pot să dau reacția, pentru că nu editează nimeni. Sunt foarte mulți, Conway, sunt foarte mulți artiști talentați și niște artiști foarte șmecheri, așa că se spune, da, așteptări mari numai din titlu. Sunt așteptări mult prea mari din titlu. Sunt curios dacă Amulio să livreze. Merdonați-le aici, ați. Instrumental, pârnice ST Armand Popa, s-au pus trei oameni pe un beat, n-are cum să nu fie șmecher, gen... Cum meu, pârnice ST, un combo foarte șmecher. Chitar Giavra, Scratch DJ Sfera, Luca Beats, etc. etc. Ce este de menționat, am primit piesa asta cu mult înainte, cu o zi, două înainte, dar din păcate n-am apucat să fac live, așa că cu rușine și cu coada între picioare o să facem când a ieșit ca toată lumea, ca restul de plebe. It is what it is. Capul din care am poate voi. Și ce-mi place viața asta e cancer. Dar mă rog asta vreau să dau cu poace. Nu mă întoarce din drum bun, nu mă faci. Păi nu m-am pierdut în droage. Deci am început cu joace. Ai înțeles? Dau realități pe vers sau creierul per... Amulirii vă-ngearc? Amulirii vă-ngearc? Se întoarce Amulii? N-ar avea sens să spun că să mănâncă cat pe aici. Spun că eu n-am mai auzit niște snippeturi din ce urmează. Este Amulirii vă-ngearc. Dacă iese în stilul ce am mai primit eu câteva snipuri, Amulio să aibă unul dintre albumele bune de anul ăsta. Deci am acidă cu joace, ai înțeles? Dau realități pe vers sau creierul pervers ăștia. Eu rămân modest, hai să ai înțeles. Cum e pe aici s-au prins din mers. Ce să vezi, de fraier mă crezi. Frate, lămuresc, dacă cândva nu eram așa. Stai tu, ma, să mur aici. Să tu-l s-o aud pe mama, puiul meu, vezi că te strici. Cândva nu îmi păza ce vorbesc niște agarici. Dar atunci nu aveam nici inamici. Fiind frați ce vor să pici oricând caz. Ridică-te azi, către clipele frecași. Implică-te să nu te arzi, fii limpe de mă lași. N-ai ști tu ce, și timpul meu trece. E scump ca coxul bre. Muzica-mi trebuie. Nu mă face faima, nu mă face un drogopistă. Nu mă face o sumă, iubesc arta eu și sunt artist, fă. Nu mă schimbă nimeni, indiferent cât insistă. Nu mă face nimeni să-mi vând frații, nu există. Loialitatea era... Am avut frica că o să zic că sunt vând frații pentru o pizdă. Dar n-a fost să fie. Bă! Jos pălăria. Livrează. This is Amuli's background. Asta este influența lui Amuli, background-ul lui Amuli. Amuli așa a început. A urcat pe valul de trap, dar s-a simțit mereu influența lui Amuli către boom bap, name it. Și este minunat. Este aur, este tot ce ne dorim. Acum singura fică rămâne la Rava, dar poate să fie bun. Nu mă face nimeni să-mi vând frații, nu există. Loialitatea e rară, de-aia avem casa închisă. Nu ne intri pe sub piele, pus chiar să mai bagi o visă. Într-o zi să mor, veți înțelege toți cum e la noi. Loialitate 1, banii pe locul 2. Este pe plațul lui, e pe terenul lui. Se joacă acasă, se joacă acasă cu beat-ul ăsta. E bun. Bun. Asta urlu, că nu mai găsesc cuvintele. Asta urlu, de când fac reacții la Amuli, asta urlu, după blindat, tot ce ai ieșit după blindat, portal, urlu că asta e zona lui Amuli. Urlu că asta e zona lui Amuli. And this is it. Nu vreau să spun că am avut eu foarte multe, că am influențat eu foarte mult treaba asta, că nu știu,
căcat, m-aș bucura, sincer. Bă, ăsta e Amuliu. Ăsta e Amuliu pe care îl vrem. Amuli Trap s-a demonstrat cu portalul că... Da, da. Identitate 1, manipul locul 2. E capul că trebuie. Vezi de prea multe, nu știu de ce. Sunt animal, fă și vibe-ul. Știi în carte ca la Pro TV. Vrednică capul că trebuie. Vezi de prea multe, nu știu de ce. Sunt animal, fă și vibe-ul. Știi în carte ca la Pro TV. În spatele tău e un frate care îți vrea rău. Și poate din greșeală o să ajung să înfunt bulău. Da, lupte pe mesea. Cum de... Tău cu bulău... Nu știu dacă un hook era exact ce trebuia sau un bridge, name it. Nu cred că asta trebuia unei piese de genul, sincer, mă așteptam să mănânce amândoi din beat-ul ăsta, fără bridge-uri, fără hook-uri, fără nimic. Este rău? Nu. Este bine? Ricuri în picioare, Rava, opium confirmat. Lupte pe mesea, cum dă din fresea. Știi să pune să-și fac o muie nota 10-a. Nu ți-am auzit vocea de mult. Ia fă trage pun, șoc ca la barbor. Nu uita pe zonii cine sunt. Cât te fac să plâng, să ajungi în dum. Orice la față de acolo e bun, bun. Mintea mea plină de fum, pum. Banea ascultă ce spun, ca mine nu o să găsești altul mai bun. E moartă după bani, per total, Amuli a mâncat. Amuli a mâncat. Amuli chiar a mâncat pe piesa asta, același lucru n-aș să-l spun pe... Da, voi să-l găm pe Adlibs, pe Scratcher. N-aș putea spune același lucru de Rava. N-a fost elementul surpriză cum a fost la Amuli și n-a fost factorul de wow. Hopa, ce a făcut aici? N-a fost același factor ca la... ca la Amuli. E bine, e bine, e foarte bine. Dar parcă Rava iarăși a tras-o. Da, Rava pe boom bap e foarte hit or miss și de cel mai multe ori e miss. Nu putem vorbi de un miss, dar nu putem vorbi de... nu putem vorbi de un W, sub nicio formă. A fost un miss, a fost ascultabil, este ascultabil, nu strică, nu aia... Dar avea alte așteptări. La cum a început o Amuli, aveai cu totul, cu totul și cu totul alte așteptări. Dar pe de altă parte, Amuli, forță, forță pe suprafață, forță pe suprafața Amuli. Și chiar sunt curios de material, de uioară. Sunt curios de uioară, 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 era o stradă sau ceva de genul, mi s-a scris în comentarii. Sunt curios de uioară pentru că, eu vă spun, v-am spus, din snipurile de le-am primit, scurte, are potențial maxim materialul ăla și are potențialul de a rupe cât se poate de grav.